Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii viitoare pentru Zodia Gemeni, Luna sau Ascendentul în Zodia Gemeni, 26-3 decembrie. Oamenii mei dragi, înainte de toate vreau să vă mulțumesc pe fiecare, vă îmbrățișez cu drag pentru toată susținerea și toate mesajele care mi le trimiteți. Haideți să vedem. Pentru cei care nu au făcut-o, vă sfătuiesc să vă abonați la canalul meu, apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu videoclipurile care le voi distribui. Oamenii mei dragi, haideți să vedem ce va fi în această săptămână pentru voi, să revenim la oile noastre. Zodia Gemeni, Luna sau Ascendentul în Zodia Gemeni. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, te rog să-mi arăți ce va veni în viața lor, ce fel de energii vor fi în această săptămână. Am vrut să iasă prima carte, am să o rețin, am să o păstrez, am pus-o deoparte. Zodia Gemeni, văd că aveți nevoie de odihnă. Am mai pus să iasă, le iau. Aveți nevoie de odihnă, aveți nevoie să stați un pic singur cu voi înșivă, să vă readunați gândurile, să înțelegeți ce doriți să faceți pe mai departe. Trebuie să vă faceți să luați o pauză pentru a vă reîncărca bateriile, să spunem așa, și să faceți o claritate cu voi înșivă în ce privește pașii următori. E posibil cineva să vă fi provocat o anumită durere, să vă dezamăgească așteptările, să vă rănească, să spunem așa, și pentru asta aveți nevoie de un moment de reculegere cu voi înșivă. Haideți să vedem Zodia Gemeni, Luna sau Ascendentul în Zodia Gemeni. La baza pachetului, da, deci eremitul îmi arată că v-ați luat o pauză din societate. Ați preferat să vă dați la o parte, să stați un pic cu voi înșivă, să stați un pic singuri pentru a medita, pentru pașii următori. E nevoie să meditați, să faceți lumină pe trecutul dumneavoastră, să înțelegeți ce doriți de la viitorul dumneavoastră. Văd că va fi o schimbare pozitivă. Dacă a fost ceva blocat și ceva din trecutul dumneavoastră a fost blocat și v-ați retras, văd că încep lucrurile să se învârtă în favoarea dumneavoastră, multe oportunități, succes, afaceri, veți relua proiectele, veți relua o relație de iubire, da? Văd că această relație de iubire sau o colaborare în ce privesc proiectele dumneavoastră vă vor aduce un succes, văd că veți reuși. Ori să luați o nouă casă, ori să reușiți într-un proiect anume, dar văd succes, văd petrecere, bucurie. Da, în casa dumneavoastră, în relația dumneavoastră, văd satisfacere. Veți fi răsplătiți. Dacă ați avut anumite proiecte, vor începe să se miște aceste proiecte sau în relația de iubire. Va fi o schimbare pozitivă, veți termina un ciclu, deci de la o singurătate, de la o retragere, vor începe să funcționeze, să reluați anumite lucruri. Da, deci văd că trebuie să vă luați o pauză, să vă odihniți, să examinați o situație în profunzime pentru a găsi răspunsul care îl căutați și e nevoie, fantele de spade mi-arată că aveți un cavaler de spade, văd că aveți un proiect intelectual, aveți ceva, un argument, vă sunteți foarte emoționați și sunteți ambițioși și să acționați, aveți de învățat înainte să vă simțiți pregătiți, să știți, pentru a reîncepe drumul dumneavoastră și e nevoie să vă informați mai mult în ce privește acest proiect, să vă interesați, să aprofundați, să studiați, să căutați informații, chiar și pe internet și pe rețele de socializare, să controlați mai bine documentele cu atenție, să... Dacă dumneavoastră veți obține mai multe informații și veți aprofunda acest proiect, veți vedea că veți reuși să să înțelegeți o schimbare în ce privesc aceste proiecte. O
cunoști, ori vei cunoaște pe cineva care dorește să învețe și să te învețe, da? Să îți spună, să ai nevoie să aprofundezi această situație, să ceri sfatul unei persoane care te poate ajuta, unui profesionist, o persoană care este sinceră, este și directă și puțin diplomatică, dar măcar este onestă cu tine și spune lucrurile cum stau și cum trebuie să, ce ar trebui să faci, să spunem așa. Văd că ceva din trecutul tău va reapare în viața ta, da? Ori vei primi anumite vești, ori se va, vei primi o persoană din trecutul tău, se va reîntoarce în viața ta. Sau o relație de lungă durată, vei face mai multe lucruri cu această persoană. E posibil ca persoana iubită să, cineva să te observe de la distanță, sau o persoană din trecut să te observe pe rețele de socializare, să te observe de la distanță, să te urmărească, să spunem așa, sau anumite amintiri din trecutul dumneavoastră, e nevoie să faceți o claritate în ce privește acel trecut, să afruntați anumite chestiuni importante pentru a reuși să vă reconectați cu copilul vostru interior sau să vă ocupați de copii mai mult în această săptămână. Oricum, ceva din trecutul dumneavoastră va reapărea în viața dumneavoastră. Haideți să vedem următorul card pentru zodia Gemeni. 9 de bâte. Da, deci e posibil acel trecut sau ce a venit sau va veni din nou în viața dumneavoastră să vă fi provocat răni, să spunem așa, și pentru acest motiv să stați un pic în banca dumneavoastră, să vă fie frică. E posibil să vă fie frică să acționați, pentru că ați fost răniți acolo și sunteți un pic blocați și va trebui să luptați. Văd că e nevoie de luptă, da? E nevoie de luptă. Dar veți face față cu brio, să știți. Dar vă văd aici un pic, ori în ce privește corpul fizic, e nevoie de odihnă și trebuie să, să vă reveniți, să aveți anumite neplăceri. Văd că un bărbat în zodie de foc, berbecleu sau săgetător, un bărbat foarte inovativ, foarte deschis, un bărbat care poate să dea o mână de ajutor, un bărbat care poate să fie, să te ajute într-o situație, să-ți sară în ajutor, un bărbat care poate te inspiră, dar acest bărbat și e un pic agresiv, să spunem așa, poate și de asta ești un pic în defensivă și te retragi, sau poate tu vei fi acea persoană care vei fi mai plin de tine, mai sigur de tine, sau nu, cred că mai mult ca sigur, dacă sunteți bărbați dumneavoastră, veți fi această persoană care veți apărea în centru atenției și veți iubi sfidele, să spunem așa, nu vă veți retrage. Dacă sunteți femeie, un bărbat va avea un rol important în viața dumneavoastră și e posibil că acest bărbat să vă ajute. Și văd doi de monede. Trebuie să vă mențineți un echilibru în munca dumneavoastră care o faceți. E nevoie să faceți un echilibru aici în viața dumneavoastră. Văd că vă veți ocupa de mai multe locuri de muncă sau la muncă acasă și va trebui să mențineți un echilibru, să spunem așa. Trebuie să fiți un pic lejeri pentru a rămâne în contact cu persoana dumneavoastră, să nu vă pierdeți acest contact. Să știți că dacă veți face într-un mod pozitiv, vă va aduce la succes. Văd că locul de muncă sau în ce privește partea financiară va avea un rol important. Și 10 de spade. Văd că e nevoie să vă eliberați dintr-o colaborare, să vă eliberați dintr-o relație toxică. Văd aici că ceva v-a pus la pământ. E posibil ca acest bărbat să joace pe două fronturi, pe două relații. Deci văd două lucruri. Sau munca de care veți avea în această săptămână, această foarte multă muncă, să vă ducă la epuizare, să vă ducă la stres, să vă ducă la oboseală. Este o situație care vă dă ansie, care
Se va termina. Vreau să zic că veți face curățenie, veți pune punct la o situație și veți reuși să respirați, răsuflați, să spunem așa, să vă simțiți mai lejeri. Adică timpurile alea dificile le veți lăsa la spatele dumneavoastră, să spunem așa. E nevoie să lăsați trecutul în urmă pentru a vă elibera de probleme de dependență sau de codependență de o anumită persoană sau de anumită situație. Pentru că dacă vă veți ocupa de două locuri de muncă sau veți avea aveți nevoie de echilibru, de stabilitate și acest lucru, dacă nu veți aduce echilibru în viața dumneavoastră, e posibil să vă destabilizeze, să spunem așa, în plan fizic și în plan mental. Și să nu vă îmbolnăvească, să nu ajungeți să rămâneți fără forțe, să rămâneți fără puteri, să deveniți depreși, triști. Deci trebuie să vă eliberați și vă veți elibera, să știți. Ceva se va pune punct în viața dumneavoastră. Văd o eliberare, că dați ceva la spate. Veți da ceva la spate la sfârșitul săptămânii. Haideți să vedem, vreau să aprofundez aceste cărți, pentru că pentru dumneavoastră e important, deci și pentru mine în același timp este important, pentru Zodia Geme, Luna sau Ascendentul în Zodia Geme, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu, Luminița Tarot, ajută-mă să aprofundez aceste cărți, această săptămână, situația. Haideți să vedem ce a ieșit. 8 de monede. Da, dumneavoastră trebuie să vă luați o pauză de la munca care o munciți sau trebuie să puneți în ordine anumite detalii în ce privește munca dumneavoastră, stabilitatea dumneavoastră. Trebuie să vă luați o pauză de la muncă, să spunem așa. Aveți nevoie de o pauză sau vă veți lua o pauză. Da, în ce privește munca dumneavoastră, pentru că nu mai aveți, bateriile sunt, cum să spunem așa, consumate. Și trebuie să înțelegeți ce trebuie să faceți mai departe în jobul dumneavoastră, în căsătoria dumneavoastră. Haideți să vedem. Da, deci doi de cupe. În ce privește relația dumneavoastră, cineva va veni spre dumneavoastră, v-am spus, această relație de iubire, cineva vă urmărește, vă observă de la distanță, e posibil să vorbească și pe rețele de socializare. Vei întâlni pe cineva care are aceleași hobby-uri ca și tine, care are aceeași lungime de a vedea lucrurile ca și tine, aveți multe lucruri în comun, mentalitate la fel. Este o persoană sinceră, poate să fie un semn de aer, ca și dumneavoastră, berbec, geme sau vărsător. Dar văd că aici ori e posibil în relația noastră de iubire să vor comunicați mai mult în ce privesc proiectele dumneavoastră. Să fie mai multă comunicare în ce privește relația dumneavoastră, să vă informați mai mult în ce privesc anumite documente în ce privește relația dumneavoastră. Văd în ce privește o relație de iubire, văd mai multe idei, mai multe argumente, mai multă comunicare, o împăcare, să spunem așa. Încercați să evitați discuțiile contradictorii. Asta vă sfătuiesc, să nu intrați în discuții contradictorii, da? Și văd, wow, ce frumos! O ofertă de iubire. Deci, cineva din trecutul dumneavoastră se va face înainte, adică vă va arăta sentimentele sale în ce vă privește, își va exprima iubirea în ce vă privește, veți primi mesaje în ce privește iubirea sa, deci vă va cuceri, o persoană va veni spre dumneavoastră să vă cucerească. Ori o persoană de care sunteți deja într-o relație de lungă durată, veți face pace dacă ați avut anumite discuții contradictorii și v-a dezamăgit ceva anume, vă veți reuni
și veți ajunge la un comun acord, sau o persoană din trecutul dumneavoastră va veni cu o ofertă, o persoană, să spunem așa, de suflete pereche. Poate e posibil și o persoană din copilăria dumneavoastră să vină spre dumneavoastră cu un mesaj, cu o invitație. Și văd aici 9 de bețe, a ieșit din nou 9 de bețe. Dar eu văd că dumneavoastră totuși vă e frică de ceva anume, pentru că ați fost răniți și stați acolo în defensivă, cum am spus și înainte. Vă e frică să nu fiți răniți din nou. Vedeți, sunteți bandaja la cap aici. Vă e frică să nu fiți răniți din nou. Stați așa pe gânduri și stați în defensivă. Pentru că această persoană este un pic o persoană prea expansivă, prea instinctivă și nu știți ce să mai credeți, nu știți. Dar văd că această persoană va face sacrificii. Văd că va face sacrificii pentru dumneavoastră. E posibil să fie și un blocaj în ce privește această persoană. Sunt curioasă, să știți. Sunt foarte curioasă. Văd că este legat de mâini și de picioare. Văd că trebuie să schimbe un mod de a vedea lucrurile. Văd un blocaj. Văd că ceva se va bloca aici. Și trebuie să schimbe modul de a vedea lucrurile, să schimbe perspectiva, să schimbați perspectiva. Și văd că își face foarte multe iluzii acest bărbat în ce vă privește. Sau dumneavoastră veți face foarte multe iluzii. Aveți grijă ce alegeri faceți, pentru că aici îmi vorbește de o alegere și trebuie să faceți anumite alegeri. Aveți mai multe oportunități de alegere și trebuie să luați decizia cea mai potrivită. Să luați alegerea pentru a rămâne confuz și a nu a ști ce să mai alegeți, să spunem așa. Văd aici o suferință, acest bărbat în semn de foc sau un bărbat mai expansiv, e posibil persoana iubită să rămână blocat, să fie blocat aici, să se simtă sacrificat sau să fie un moment blocat, să spunem așa, sacrificii și văd suferință. Pentru că se vede că i-a produs ceva, o suferință din trecut și nu vrea să mai repete aceleași lucruri. În ce privește doiul de monede, dacă aveți nevoie de ajutor, pentru că văd că sunteți blocați sau în suferință, văd anumite sacrificii, veți primi, se va face un echilibru, să știți. Se va face un echilibru și vă va întinde o mână de ajutor cineva. Cineva va fi bun cu dumneavoastră și vă va ajuta. Veți primi banii necesari. Dacă e vorba de partea financiară, veți primi banii necesari de care aveți nevoie. Veți primi ajutorul de care aveți nevoie, o sumă de bani. Cineva vă va ajuta, să știți, să va fi un echilibru aici, deci nu veți fi lăsați singuri. Și în ce privește 10 de monede, da, veți da ceva la spate și veți studia ceva nou sau veți primi o veste în ce privește viitorul dumneavoastră, veți începe ceva nou. E posibil o persoană mai tânără să vă dea o mână de ajutor, vedeți, vă arată chiar și direcția încotro să o luați. E posibil să primiți o veste în ce privește un nou job sau o nouă oportunitate, un nou studiu sau doar ca cineva să vă ajute în ce privește lumea dumneavoastră, veți primi premiile meritate. Văd că veți cunoaște mai multă lume, va fi mai multă comunicare sau veți avea parte de victorie, să știți. Veți da ceva la spate. Dar lumea aici înseamnă că veți fi răsplătiți pentru toate sacrificiile, veți reuși, veți avea parte de premii meritate, veți fi răsplătiți. Văd victorie aici, vedeți, și veți termina un ciclu, veți răsufla, veți reuși să duceți la bun sfârșit tot ceea ce doriți, adică proiectele dumneavoastră, le veți conclude.
Lumea, mai frumos ca lumea, nici că nu există. Deci, cartea lumii înseamnă, ori e posibil să primiți o ofertă de la drum lung, de la depărtare, ori e posibil să colaborați pe rețele de socializare, să lucrați pe rețele de socializare, dar vreau să vă zic că va veni succes în viața dumneavoastră. Ori veți călători, veți merge undeva departe, ori veți primi o veste să începeți ceva nou în ce privește partea financiară. Foarte frumos. Oricineva din lumea dumneavoastră vă va da o mână de ajutor, vă va trimite o veste în ce privește. Cred că veți da ceva la spate și veți începe un nou ciclu, o nouă viață, ori o nouă călătorie, ori un nou job, ceva veți începe. Veți da trecutul la spate și vă veți elibera. Veți primi ajutorul necesar să faceți acest lucru. Haideți să vedem, voi folosi și acest oracol de iubire, în ce privesc relațiile de iubire. Pentru zodia Gemeni, dacă aveți nevoie de un mesaj, de un sfat, prima carte spune că e nevoie ca întâi de toate și întâi de toate să te iubești pe tine însuți și acest lucru te va face mai atrăgător, mai romantic. Da? Deci iubește-te mai mult pe tine însuți. În primul rând, iubește-te pe tine și după aia pe ceilalți. Pentru zodia Gemeni, pentru săptămâna viitoare, ce mesaj, ce sfat au nevoie să audă în ce privesc relațiile lor de iubire? Te rog să-mi arăți un sfat pentru zodia Gemeni, a vrut să mai iasă. Uite, au ieșit două. Zice să ierți și să înveți, să lași trecutul și să vindești trecutul. Să lași ceva în urmă, acele experiențe negative, acele dezamăgiri, să le lași în urmă, să le vinde, să vindești trecutul pentru a experimenta mai multă iubire în prezent. Și zice că pentru marea ta iubire e nevoie să faci un sforț, adică e nevoie să te forțezi un pic în ce privește marea ta iubire, pentru că merită să faci pașii necesari care îți vor fi indicați. Oamenii mei dragi, ascultați aceste mesaje, zice că e nevoie să învățați și să iertați din experiențele trecutului pentru a vindeca trecutul, pentru a sta bine în prezent și pentru a experimenta mai multă iubire în prezent și să faceți acel sforț care, acea, acel, să vă forțați să faceți acel pas care vă va fi indicat pentru această iubire, pentru iubirea aceasta. Pentru această iubire mare, că spune că e o mare iubire, și să vă jucați mai mult cu persoana iubită, să vă lăsați, să fiți lejeră, să fiți flexibile, să fiți voi înșivă, să nu fiți rigizi. Zice, pentru a recuceri iubirea, să lași ca spiritul tău tânăr să strălucească, care este în tine. Și văd că există aici o dependență reciprocă și e nevoie în această relație, în această situație, e nevoie ca tu să ai încredere. E nevoie ca tu să ai încredere în persoana iubită. Da? Și există o situație de dependență care condiționează viața ta sentimentală. Se vede că e posibil ca persoana iubită să aibă anumite dependențe. Sau să fie foarte încăpățânat, e posibil uneori să fie impulsiv și foarte încăpățânat, să nu lasă anumite lucruri, adică orgoliul său să fie mare și din acest lucru să condiționeze relația ta sentimentală. Unul dintre voi are o dependență, e o etalare generală, să luați doar mesaje care vi se potrivesc. Această situație cere ca tu să ai încredere. Acest lucru îți transmite acest oracol și spune că sunteți suflete gemene, da? Deci, da, această persoană e chiar sufletul tău geamăn. Deci, poți să faci un sforț, poți să te forțezi să faci un pas care ți este indicat pentru a merge spre persoana iubită, să fii tu însuți și să ai încredere că este persoana iubită, persoana geamănă ție, persoana destinată ție, suflete pereche.
Haideți să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru zodia Gemeni, luna sau ascendentul zodia Gemeni, pentru următoarea săptămână. A vrut să iasă. Arcanghelul Gabriel spune așa, că ai o importantă misiune în viața ta, în ambitul comunicărilor și artelor. Să nu lași ca insiguranța ta să te blocheze. Eu te voi ajuta. Dumneavoastră sunteți foarte comunicativi, sunteți, e misiunea voastră, e misiunea vieții voastre în ambitul comunicării și a artelor. Deci să nu fiți insiguri, să nu te blochezi, mergi înainte. Arcanghelul Gabriele te sfătuiește să mergi înainte, să ai încredere în tine că el te va ajuta. Deci acest mesaj este pentru anumite persoane dintre voi, dumneavoastră știți care. Și se vede că e important foarte mult să comunicarea și să comunicați în ce privește persoana iubită, în relații, în munca dumneavoastră. E posibil, acolo trebuie să iertați, să învățați anumite lucruri și să comunicați mai mult. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o săptămână cât mai plăcută, Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii și să aveți parte numai de împliniri, de iubire, de abundență și... Să ne vedem cu bine data viitoare. Numai bine. La revedere!